Natalia era căsătorită cu Mihai de aproape un an. Nu a fost o căsătorie născută din dragoste, ci mai degrabă un produs al circumstanțelor. La vârsta de 30 de ani, Natalia s-a trezit frecvent ținta tachinărilor prietenilor ei. Când te vei căsători? O întrebau, înainte de a se lansa în conversații despre copii, scutece și pudră pentru copii. Aceste subiecte erau străine Nataliei. Așa că, atunci când colegul ei Mihai, un bărbat serios și necăsătorit, a început să-i arate atenție, ea s-a agățat de el ca de un colac de salvare și a acceptat curtea. Mihai, care se apropia de 40 de ani, s-a prezentat ca un pretendent demn și respectuos. Nu fusese niciodată căsătorit, nu bea și nu fuma și, în general, părea a fi o pereche pozitivă, cu excepția faptului că locuia cu mama sa, ceea ce era oarecum tulburător. După 6 luni de relații, Mihai a prezentat-o pe Natalia mamei sale. Inima ei a tresărit de emoție, Mihai o iubea și dorea să se căsătorească. Mama lui a aprobat-o pe Natalia, ceea ce i s-a părut o simplă formalitate. La urma urmei, părinții ar trebui să accepte viitoarele soții ale copiilor lor. Nunta lor a fost modestă, a avut loc în apartamentul Nataliei, la care au participat mama lui Mihai și câțiva prieteni. După nuntă, Mihai s-a mutat cu Natalia, deoarece părinții ei decedaseră prematur, lăsându-i un apartament spațios cu 3 camere. Mihai, care a trăit cu mama sa toată viața, nu avea o opțiune mai bună pentru locuința lor. Viața lor de căsătorie a fost calmă și fără evenimente. Nu se certau și nu aveau dispute. Mihai era grijuliu și respectuos. Cu toate acestea, Natalia era deranjată de absențele frecvente ale lui Mihai, care își petrecea cea mai mare parte a timpului liber la mama sa. Ea și-a exprimat îngrijorarea: Mișa, nu prea stai niciodată acasă. Este ceva în neregulă aici? Gătitul meu nu este pe gustul tău? De ce îți petreci tot timpul la mama ta? Încetează, Natalia, îi respingea Mihai îngrijorarea. Mama mea se simte foarte singură fără mine. Practic, am trăit împreună toată viața noastră. Nu înțelegi? Atunci hai să o vizităm amândoi, să-i ducem cumpărături, să ajutăm prin casă. Care este problema? A sugerat Natalia. Sau mama ta mă displace atât de mult încât te furișezi la vechea ta casă? Natalia, nu mă face să aleg între tine și mama mea, a implorat Mihai în liniște. Amândoi însemnați mult pentru mine. Nu-ți cer să alegi, dar nu-mi place cum decurge viața noastră de familie, a replicat Natalia. Mihai o asculta cu răbdare, dădea din cap, apoi pleca din nou la mama sa. Cu timpul, Natalia a devenit indiferentă la modul în care Mihai își echilibra timpul între ea și mama sa. Pe măsură ce timpul trecea, Natalia a început să se simtă rău, având grețuri matinale și oboseală. Un medic i-a confirmat suspiciunile, era însărcinată. Nerăbdătoare să împărtășească vestea, s-a grăbit acasă pentru a-i spune lui Mihai: Mișa, sunt însărcinată. Vei fi tată. Reacția lui Mihai a șocat-o. Serios? Mă duc să-i spun mamei, a spus el cu nonșalanță. Natalia s-a simțit complet singură. Lipsa de entuziasm a lui Mihai a făcut-o să realizeze că trăise o viață solitară tot timpul, în ciuda faptului că era căsătorită. Și-a îmbrățișat burta încă mică și a plâns. Sarcina ei a fost dificilă, mai ales că se apropia de 40 de ani cu un prim copil. Natalia a îndurat grețuri matinale neîncetate, dureri de picioare și slăbiciune constantă. În cele din urmă, a fost spitalizată pentru a asigura siguranța sarcinii. Aflată în secția de maternitate alături de mame mai tinere, Natalia s-a simțit și mai izolată. În timp ce altele aveau soț și rude în vizită, Mihai a rămas o prezență distantă, sunând ocazional pentru a verifica ce face. Colegele ei de salon au observat și au întrebat: de ce ești singură aici, Natalia? Soțului tău nu-i pasă? Bineînțeles că îi pasă, a răspuns Natalia, stânjenită.
Doar că este foarte ocupat, dar va avea grijă de noi. Dar, pe măsură ce săptămânile treceau, absența lui Mihai persista. Colegele ei de salon au speculat, poate că are o altă femeie sau o familie. Nu, a suspinat Natalia. Cealaltă femeie a lui este mama lui, iar cealaltă familie a lui este casa mamei lui. Ea le-a explicat scurta și singuratica ei căsnicie. Într-o zi, apropiindu-se de data nașterii, Natalia l-a sunat pe Mihai, Mișa, voi naște în curând. Vrei să vii să mă întâlnești la spital? Ai aflat dacă e băiat sau fată? A întrebat Mihai. Eu și mama suntem curioși. Asta e tot. A explodat Natalia. Niciunul dintre voi nu m-a vizitat măcar o dată. Nu vă pasă cum mă simt. Puteți să mă așteptați doar pe mine, dar eu aștept tripleți, două fete și un băiat. A închis, exasperată. Colegii ei de salon au rămas stupefiați, nu-l va șoca asta. M-am săturat de prostiile lui cu eu și mama am decis, a răbufnit Natalia. Să dispar amândoi. Mă voi descurca singură. A început travaliul și a fost un proces istovitor, poate din cauza vârstei ei. După o zi de agonie, Natalia a născut în cele din urmă și a fost dusă în camera ei, epuizată și aproape inconștientă. În timp ce adormea, i-a sunat telefonul. Alo, a răspuns ea slab. Natalia, a sunat vocea lui Mihai, felicitări pentru naștere. Mama și cu mine credem că cel mai bine ar fi să păstrezi un copil, de preferință un băiat, și să-i lași pe ceilalți la spital. Nu ne putem descurca cu mai mulți. Sunt sigur că vei fi de acord. Vorbești serios. Natalia era neîncrezătoare. Vrei să aleg ca și cum am fi într-un magazin, alegând cel mai bun articol și lăsându-i pe ceilalți. Asta e o nebunie. Aceștia sunt carnea și sângele tău, iar tu vorbești de parcă ar fi piese de schimb. Nu-i venea să creadă nesimțirea sugestiei lui Mihai. Gândul de a alege pe care dintre copiii ei să-l păstreze era de neimaginat și îi spulbera orice iluzie care îi mai rămăsese despre căsnicia ei. Nu mă mai sunați. Îmi voi crește copilul fără tine și sper să nu mai apari niciodată în viața noastră. Îți dau o ultimă șansă, alege ce este important pentru tine, mama ta sau familia noastră. Natalia a închis, extenuată. Ești sigură? A întrebat una dintre femeile din salon. Bărbații sunt puțini și trebuie să fie prețuiți. Nu ți-e teamă să rămâi singură? Dacă te părăsește pentru mama lui și rămâi fără ajutor. Chiar și un soț sărac este mai bun decât niciunul. Nu, fetelor, nici măcar un soț sărac nu merită, a răspuns Natalia. Sunt o femeie sănătoasă, matură și autosuficientă. Un bărbat care nu se poate rupe de șorțul mamei sale la 40 de ani nu este un protector, nu este capul unei familii. Ce siguranță oferă el? Nu avem nevoie de un astfel de tată. Câteva zile mai târziu, Natalia s-a întors în apartamentul ei și și-a dat seama imediat că Mihai făcuse alegerea. Nu mai rămăsese niciunul dintre lucrurile lui, nici măcar periuța de dinți. Natalia a zâmbit în timp ce se uita în jur. Drum bun! A strigat ea în apartamentul gol. Mai bine singură decât cu cineva ca el. Și așa a început viața ei de mamă singură, plină atât de surprize plăcute, cât și de provocări. La vârsta ei, Natalia știa cum să aibă grijă de un copil doar în teorie. S-a bazat foarte mult pe sfaturile prietenilor ei căsătoriți de mult timp, dintre care mulți erau ei înșmame. Unele i-au dat un cărucior, altele un pătuț, iar unele i-au transmis hainele pe care copiii lor nu le mai aveau. Prietenele ei experimentate și înțelepte au fost un mare sprijin. Într-o zi, după ce și-a terminat treburile și a avut grijă de copilul ei, Natalia a decis să tragă un pui de somn. Dintr-o dată, ușa s-a deschis și a intrat Mihai. Natalia a fost uimită să-l vadă. Ei bine, uite cine e aici! A exclamat ea.
ești beată? Nu ți-e teamă că mama ta va afla și te va certa? Încetează, s-a încruntat Mihai. Am venit să-mi văd copii. Nu ai niciun drept să îi ții departe de mine. Oh, acum îți pasă de copii? Natalia era indignată. Nu ți-e teamă să-i vezi pe toți deodată? Dacă unul dintre ei plânge, ce veți face atunci? Natalia, am băut un pahar pentru curaj. Acceptă gestul meu nobil, sunt gata să mă ocup de 3 copii. Ești un erou, înțeleg. Bei pentru curaj ca să-ți vezi proprii copii. Haide, fă cunoștință cu ei. Natalia a deschis ușa dormitorului, dezvăluind un bebeluș care dormea în pătuț. Mihai a părut să se dezmeticească instantaneu. De ce ai acceptat propunerea noastră și ai păstrat doar un băiat? Ești un prost dacă ai crezut că aș putea să mă abandonez copiii, lăsându-i în spital. A fost un test și a ieșuat. Am cerut divorțul. Nu te pot împiedica să-ți vezi fiul, dar vei rămâne un tată vizitator. Crede-mă, o să-mi cresc fiul să nu semene deloc cu tine. Spre deosebire de tine, fiul meu va crește ca să fie un bărbat adevărat, nu un apendice al mamei sale. Toată lumea își iubește părinții, dar în cazul tău, dragostea mamei tale s-a transformat într-o boală. Orice lucru care nu se încadrează în viziunea ta îngustă asupra vieții de familie este considerat greșit. Mama ta este o femeie egoistă și dominatoare, care și-a prins fiul slab de voință în plasa ei, fără să-l lase niciodată să se simtă liber. Acum întoarce-te în pânza ta. Cocoșat și parcă îmbătrânit, Mihai s-a întors să plece. La ușă, s-a uitat înapoi, cu ochii plini de înfrângere. Pot să vin mâine, când fiul nostru este treaz. Natalia a scris repede ceva pe o bucată de hârtie și i-a înmânat-o. Iată de ce are nevoie fiul nostru în curând. Cumpăr aceste lucruri și implică-te în viața lui. Dar să știi asta, ca fostă soție și ca femeie, până când nu te vei elibera de influența mamei tale și nu vei realiza că viața trece pe lângă tine, nu vei trăi cu adevărat. La revedere, Mihai! Când a plecat și ușa s-a închis în urma lui, Natalia a închis ochii. Se terminase. Era liberă. Viața ei era acum centrată în jurul unei mici persoane care însemna totul pentru ea. Cine știe, poate că va întâlni pe cineva pe care să-l iubească și care să o iubească. Dar cel mai important lucru era deja acolo, un bebeluș care o făcea cu adevărat fericită. Natalia s-a uitat cu dragoste la fiul ei adormit și a ieșit din cameră. Trebuia să se pregătească pentru întâlnirea de mâine cu prietenii ei, unde urmau să discute cel mai interesant subiect, creșterea copiilor. Era în sfârșit fericită. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, pe curând!